Carpația, presa din Serbia, nu doar presa din România, subiectul mare, soția lui Daminuț are cont de OnlyFans. Cum te împaci cu acest lucru? Da, nu am. Păi mai rău mă enervam înainte când își posta pe Facebook și gratis poze mult mai deocheiate decât postează pe OnlyFans. Așa, și acum ai zis, și am fă zis, ceva. Dacă tot vrei să-ți faci ceva, așa, ca să ai ceva beneficii, fă-ți măcar OnlyFans și da, tot aia. Adică, spun sincer, am ajuns la concluzia că sunt mult mai disponibil să-și facă cont pe această platformă decât să-și pună poze aproape în sânii goi sau în fundul gol pe Facebook. Erai mai gelos atunci, acum e tot un sub, e un, o canalizată energia. Exact, acum trăim într-o eră, nu vezi, totul e digital, totul e, adică cu un telefon, da, am ajuns la concluzia că dacă îți merge puțin mintea, n-ai cum să nu faci niște bani. Îmi bag nasul un pic, câștigă ceva bani așa din povestea asta? Da, nu prea am deschis subiectul, nu prea am vorbit pe tema asta, i-am zis tot ce își face înțeles, să fie okay, un bonus pentru ea, nu mă interesează. Am adică înțeles, decât să pui poze în curul gol pe Facebook, așa, cum fac majoritatea fetelor, mai bine îți pui pe o platformă de genul și ai ceva beneficii. Fii atent! Și o singură întrebare, ultima întrebare. Ți-ai făcut cont pe contul, adică ți-ai făcut abonament pe contul ei să vezi ce postează? Nu mi-am făcut abonament, că ar fi culmea să-i mai dau și bani ca să mai văd și... Păi da, dar asta era altă utilitate ar avea acest abonament. Da, nu sunt genul. La noi tot e sub control, adică nimic, okay, ea nu face nimic fără să nu știu eu și nu se pune problema de așa ceva.